Doamnelor, domnilor, sunt Anatol Urs, urmăriți Sfatul Țării, bună seara! Încotro se îndreaptă Chișinăul, ne întrebăm cu toții tot mai des ce se întâmplă cu orașul nostru și nu mă refer aici exclusiv la situația creată de nevalidarea alegerilor acum, la propriu, ce se întâmplă cu orașul Chișinău. De ce nu avem un plan urbanistic bine pus la punct? Unde sunt parcările? De ce sunt atât de puține spații amenajate pentru pietoni? De piste pentru bicicliști mă și tem să amintesc. Cum se ajunge la demolarea edificiilor istorice sau de ce se cesionează terenuri publice în scopuri de construcție pentru persoane private? În ultima perioadă aceste întrebări ne alarmează tot mai des, iar în această seară voi încerca să găsesc răspuns la ele împreună cu directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, tot dumnealui și consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, domnul Ion Ștefăniță, pe care îl așteptăm, din păcate, din moment în moment, și cu un veritabil luptător civic, jurnalist, activist, fotograf amator și autor de blog, după cum se reprezintă dumnealui, domnul Vitalie Sprânceană. Domnul Sprânceană, bună seara, deocamdată 1-1 și bine ați venit în platoul nostru. Bună seara! O groază de întrebări am adresat în acest mic intro pe care l-am prezentat, dar să începem la general, după care încercăm să pătrundem în fiecare nuanță de gri. Ce se întâmplă cu orașul Chișinău? Din punctul dumneavoastră de vedere, încotro merge orașul Chișinău? E o întrebare cumva prea generală și mi-e foarte greu să ofer un răspuns concis. Pentru că ce se întâmplă, se întâmplă mai multe lucruri și mai multe procese care sunt contradictorii și merg în sensuri diferite. Și am o dilemă acum, să încep cu lucruri pesimiste sau optimiste. Dar avem și lucruri optimiste? Da, avem și lucruri optimiste. În primul rând, eu cred că dacă să începem cu lucruri optimiste, avem în sfârșit orașul ca temă de discuție. Eu mi-amintesc când eu pentru prima oară încercam să fac ceea ce se numește acum activism civic sau activism urban, eram câțiva oameni care eram întrebați, dar ce faceți voi și în virtutea cui faceți voi și erau mult mai... Erau inclusiv în campaniile electorale locale, temele despre oraș, erau temele care discutate erau altele. Se discuta despre geopolitică, mâna Moscovei, influența Kremlinului, adevărul istoric, o groază de lucruri care sunt importante într-un sens, dar nu se rezolvau nici problema gropelor, nici problema patrimoniului. Ori, în anii ăștia, cumva s-a întâmplat că a apărut o comunitate care a reușit, într-un fel, să impună un fel de temă a orașului, care ne preocupă și discutăm orașul, indiferent că vorbim o limbă sau altă. Deci asta e pe lucrurile optimiste, într-un sens, și faptul că văd tot mai mulți oameni, deci, de altă parte, văd și anumite procese, iarăși, optimiste, așa, micuțe, desigur, pentru că o să vorbesc acum de cele pesimiste care le umbresc total, dar, de exemplu, astăzi, scoarul din București 68, în fața Departamentului Cultură, în sfârșit, se va transforma într-un scoar pietonal, după ce a fost ani de zile parcare. Scoarul Cehov, Parcul Zaichin aici alături, sunt alte exemple în care mici comunități, Parcul Râșcani, deci se întâmplă acum în ultima vreme în legătură cu implementarea bugetului civil sau bugetul participativ în oraș, deci orășenii au căpătat posibilitatea de a propune proiecte de îmbunătățire a orașului. Așa. Și vin, orășenii propun, orășenii votează, primăriile le implementează și ca rezultat anul trecut au fost 50 ceva de proiecte și se implementează, anul ăsta vor fi încă câteva, vreo 10 cel puțin, vor fi implementate și astea proiecte ale cetățenilor care implementează viziunile lor despre oraș. E o chestie, eu zic, de, dacă o comparăm cu nimic, e mult mai bun. Acum, partea pesimistă se întâmplă și celălalt lucru. Se întâmplă, dacă ar fi așa, nici nu știu din care parte să apuc, problema pe transport, suntem haos total, deci avem o problemă paradoxală, o situație paradoxală în domeniul transporturilor, pentru că situația transportului din oraș nu aranjează pe nimeni. Nici pe automobiliști, nici pe pietoni, nici pe bicicliști. Pietonii n-au unde merge pentru că peste tot parcate mașinile, bicicliștii se înghesuie cu pietonii pe trotuar sau pun viața în pericol și merg pe carosabil. Automobiliștii sunt forțați sau stau în ambuteiaj kilometri și n-au unde parca. Deci e o situație care nu aranjează pe nimeni și care evident e o problemă care trebuie rezolvată. În domeniul construcțiilor vedem că orașul nu se prea extinde, dar crește în interior și crește în interior din contul spațiilor și aici mi se pare foarte important din contul spațiilor publice. Asta înseamnă terenuri de joacă, asta înseamnă spații, chiar astăzi am aflat că guvernul a dat stadionul Republican în sub construcția unei viitoare ambasade americane. Deci din contul spațiilor publice, terenuri de joacă, parcuri, spații verzi și această, deci e orașul are nevoie să se dezvolte, dar nu în felul ăsta. Deci de ce nu se dezvoltă, nu știu, înspre Stăuceni, înspre periferic, adică. Da, în care eu înțeleg logica agenților economici, pentru că e mai ușor, că aici sunt toate conexiunile. Pe de altă parte, iarăși, avem o altă problemă că se nimicește și
puțin din ceea ce mai putea fi considerat patrimoniu. Deci asta, ca tare, întreaga zonă centrală a orașului Chișinău este monument istoric, care trebuie protejat. S-a intervenit punctual așa și s-a destrămat această, pentru că după mine era cel mai logic și firesc ca zona să fie păstrată ca și zonă. Conservată. Nu, da, da, conservată. Nu o bucățică de stradă și o bucățică de casă a fost monument. Pentru că monumentul ăsta și contextul istoric poate fi reparat doar într-un spațiu mai mare, într-un fel de, de exemplu, dacă e o stradă întreagă să păstrăm. Mie îmi place foarte mult strada Habad-Lubavici. Cu 15 ani în urmă ea încă avea aerul Chișinăului din început de secol. Era îngustă și așa acum în piața centrală. Ea nu mai arată cum arăta, de exemplu. Și asta e o altă dezvoltare. Și lista poate continua. Deci avem probleme și la săptămânile viitoare, pe 3 august, vor fi dezbateri publice cu privire la o construcție, iarăși de vreo nu știu câte 10 etaje, în parcul Valea Morilor. Spațiile verzi dispar. Dacă vorbim despre spațiile verzi existente, avem o mega concentrare de efort a primăriei în Valea Morilor, unde deja o să laurească și o să-i facă a doilea etaj. Și în același timp, dacă mergeți în oricare alt parc din oricare altă zonă a orașului, de exemplu, parcul de la Porțile Orașului, așa zis, în Chișinău cunoscut ca Văsmiorca, sau parcurile de la și lacurile de la Poșta Veche, acolo nici drumul de acces nu este, nici iluminare, deci infrastructură minimă și toate astea sugerează că orașul ăsta nu este confortabil. El nu satisface pe nimeni. Din păcate, nu există voință politică la nivel de Consiliul Municipal, la nivel de primărie, ca să ordoneze niște lucruri. Și nu există voința de a veni cu o viziune integrată asupra dezvoltării orașului. Problema transportului poate fi soluționată. Eu nu vreau să zic acum că sunt soluții ușoare, că așa peste noapte. Dar poate fi soluționat în momentul în care se va decide care sunt prioritățile. Pietonul e prioritate, prima, a doua biciclistul, a treia automobilul. Deci sunt măsuri și noi nu trebuie să inventăm bicicleta aici. Pentru că sunt soluții de astea, toate orașele au trecut și cel mai trist ce se întâmplă, cred eu, este că noi repetăm greșeli pe care orașele au comis în anii 60-50. Deci noi acum... Nu trebuie, eu nu cred că e nevoie să repetăm tot ciclul ăsta. Automobilizare, pe urmă să ne dăm seama că, de fapt, va trebui să restricționăm accesul automobilor și dezvoltăm infrastructura de transport public. De ce noi? Pentru că asta are nu doar costuri de timp, dar are și costuri de viață omenească. Pentru că poluarea din oraș, accidentele rutiere, ele toate pot fi reduse. Sănătatea poate fi a cetățenilor îmbunătățită. Deci pot fi salvate vieți dacă se rezolvă problemele astea majore, care necesită intervenții pe care noi, activiști, cetățeni implicați, nu le putem face. Le poate face, le pot face autoritățile care din păcate, încă suntem în așteptare. Cel puțin am primit confirmarea, suntem în așteptare. Dar spuneați despre stabilirea priorităților și este un aspect, o problemă la care mă gândesc de ceva timp. Cum se face că în orașul Chișinău, la moment, prioritatea numărul unu este șoferul și nu este nici de cum pietonul, nu mai vorbesc de biciclist. Pentru că întotdeauna când se vorbește despre trotuare, se vorbește în cheia în care nu sunt parcări pe ele, nu se vorbește în cheia în care mama cu cărucior nu poate trece pe ele. Întotdeauna când se vorbește despre spații mici, iarăși, pentru o automobilă, nu avem bulevarde suficient de lași, trebuie să lărgim bulevardele ca să nu avem ambuteiaje. Dar niciodată nu spune în capul listei, ca primă prioritate, ca prioritate zero, pietonul. Cât mai durează asta? Pentru că dacă nu greșesc eu, în statele europene, în majoritatea statelor europene, chestia asta e cumva invers. Orașul este în primul rând pentru oameni. Abia după asta pentru cei care au automobile personale și aleg să meargă cu ele la serviciu în defavoarea transportului public. De ce este nevoie ca să se schimbe această abordare? Ce trebuie să se întâmple? Sau poate nu o cer oamenii, poate nu o conștientizează încă societatea civilă. Care este societatea civilă o cere deja. Societatea civilă o cere de ani buni. La nivelul ăsta foarte formal și declarativ și administrația. Chirtoac, eu personal am auzit de câteva ori, zicând că în capul tuturor lucrurilor este pietonul, urmează, deci toți pietonii, pe urmă bicicliștii și abia la urmă automobiliștii. Problema cu această prioritizare că nu trebuie făcută doar la nivel declarativ. Ea trebuie implementată prin politici susținute. De exemplu, pe de o parte, și aici e foarte, într-un fel, e foarte dificil, pentru că nu poți introduce o lege restrictivă prin care să interzici să ai mai mult de un automobil în acest oraș. Sau să interzici să ai automobil. E un drept ca și celelalte drepturi. Pe de altă parte, administrația publică are anumite pârghii și poate crea anumite situații care să descurajeze uzul automobilului. Eu întotdeauna dau exemplul ăsta.
Atâta timp cât, de exemplu, transportul public nu are bandă dedicată și într-un troleibus stai în același ambuteiaj ca și cei cu automobilele private, eu trăiesc la Botanica și când vin în fiecare dimineață stau câte 20-30 minute în ambuteiaj pe viaduc și văd așa, un troleibus, două microbuse și restul automobile private și noi toți stăm în același ambuteiaj. Dacă s-ar face bandă dedicată pentru transport public, dacă transport public s-ar face o actualizare și o îmbunătățire a lui așa încât transport public să fie de capacitate mare, să nu fie înghesuială asta, așa, și circule rapid, eu cred că oamenii care stau inclusiv ăia în jeep, când o să vadă că pe lângă dânsul trec așa, troleibuzele trec în viteză, ei se vor gândi de 7 ori dacă vor să cheltuie o oră și jumătate dintr-un capta orașului sau să ajungă în 15 minute. Și sunt calcule pe care oamenii nu le fac la moment pentru că transportul public nu oferă alternativa asta. Deci e o chestie pe care o poate face orașul. Orașul poate face lucrul ăsta și asta nu e nevoie de investiții majore. Când spuneți orașul, vă referiți la administrație, desigur, da. Pentru că aici cetățenii nu pot face nimic. Sunt pârghii care se află doar în mâinile administrației publice locale și de aici, de aia nu e nevoie doar să declar prioritizarea asta, dar e nevoie ca ea să regăsească în politici. Atunci când vei stimula dezvoltarea transportului public, vei crea o zonă pietonală în centru, cum o fac toate orașele, atunci și vei face mai scumpă utilizarea automobilului în oraș, tu vei descuraja utilizarea automobilului. Și atunci, ca rezultat o să ai cetățeni mai sănătoși, un oraș mai amiabil și mai agreabil, vei avea mai puține străzi de astea, trotuare super, super aglomerate, pentru că, iarăși, când vorbim de prioritizare, trebuie să înțelegem că, de fapt, ideea care stă în spatele acestei concepții e un fel de drept fundamental. Noi toți mergem, ăsta e dreptul nostru elementar fundamental. Mașina e un lucru pe care nu ți-l garantează nimeni. Dacă poți să ți-l permiți, fă-o. Dar în New York, unde am fost, de exemplu, costul de parcare în Manhattan e foarte, foarte scump. Și atunci te gândești, vreau să ajung cu mașina acolo sau las mașina undeva într-o parte și merg în transport public. În Tokyo nu poți procura automobil decât dacă arăți că ai loc de parcare lângă casă. Nu sparchezi unde vrei. Astea sunt măsuri care orașul le poate face, fără a interzice, orașul poate să descurajeze anumite lucruri. Dacă orașul ar... noi în orașul Chișinău suntem prinși în realitatea asta că majoritatea bicicliștilor sunt automobiliști sau și automobiliștii sunt bicicliști, pentru că așa e, bicicletele costă scump. Dacă am stimula, am crea pistele astea de bicicliști, noi am face bicicletă un transport accesibil și credeți-mă că ce obțin în timpurile. Pentru că am fost și în Olanda, am fost și în Danemarca, unde e mult mai frig. Și chiar și în timpul rece, oamenii circulă cu bicicleta, pentru că e mai comod, mai agreabil, e mult mai fain, inclusiv și cu copiii și singuri și cu prietenii, să mergi pe bicicletă decât să mergi în automobil. Și oamenii ar... Deci eu nu cred că automobiliștii se opun în principiu, pentru că sunt oameni și ei. Pur și simplu, ceea ce se face total incoerent. Se fac două piste de bicicliști. Este pe Ștefan cel Mare, dar asta nu e pistă de bicicletă care leagă, pentru că ea nu leagă nimic cu nimic. Ea e un fel de pistă, dacă vrei să faci o plimbare bulevardul Ștefan cel Mare. Nu. Pistele pentru bicicliști trebuie să ofere ca și străzile obișnuite, conexiuni între toate cartierele. Trebuie să lege ceva trebuie cu ceva. Da, eu dacă lucrez, trăiesc la Ciocana sau la Botanica și îmi trebuie în centru, trebuie să pot ajunge cu bicicleta în oricare parte a orașului. Nu e neapărat să fie, că poți să faci pe anumite străzi, nu să faci pe toate străzile, poți să faci pe anumite străzi unidirecționale, soluții există. Nu există însă un fel de disponibilitate, un fel de voință. Eu nu cred că există un lobby ascuns, o lojă a automobiliștilor care zice. Există pur și simplu lipsa asta elementară de viziune și aici cred că este și un fel de necunoaștere. Deci politicile urbane pe care le facem noi sunt crestomații. Te uiți, astea sunt politicile urbane care se făceau în anii 50-60 în Europa de Vest, în Statele Unite. De ce să nu întoarcem pagina, să ne uităm în capitolul celălalt? Ce a fost greșit aici și ce se face acum? În toate orașele, în Paris se interzice deja accesul automobililor pe malul Senii, pentru că se dă râul cetățenilor. Și în Moscova s-a făcut asta. În alte orașe se limitează aproape total sau se face foarte scump să te deplasezi cu automobilul prin centrul orașului. Sunt politici prin care noi înțelegem că da, cineva pierde din confortul de a se deplasa cu automobilul, dar noi câștigăm toți ca oraș. Câștigăm în termen de sănătate, în termen de bunăvoință, în termen de ce să numim un fel de satisfacție de la traiul nostru. Câștigăm în termen de spații, de plimbare cu copiii, cu bunicile, cu prietenii și cu toate celelalte. Și iarăși, de fiecare dată, că e prea scump sau e prea sofisticat. Nu e prea sofisticat. Sunt politici care pot fi în domeniul ăsta, nimeni nu
te poate învinui de plagiat. Și nu e rău să copii. Din contra, e exemplele bune, practicile care funcționează. De ce să bagi mașini în centru? Peste câțiva ani va trebui tot tu să le scoți, pentru că asta nu funcționează. Da. Aici, de exemplu, în planul urbanistic general, este prevederea asta cu bulevardul Cantemir. Se vrea soluționarea problemei transportului în centru prin crearea unui bulevard, un mega bulevard prin centru. E o axiomă în urbanism că nu soluționez problema creând străzi mai largi. Străzile înguste, alea se soluționează problema. Nu crezi, pentru că cât mai mult străzi este mai largi, mașinile tot o să vină. Tot o să vină pe ele. Și de fapt, contribui un fel de soluție de asta pervers care de fapt îți agravează problema pe care tu vrei să o soluționezi. Da, apropo de, pentru că tot am avut scandalul ăsta al parcărilor și a durat destul de mult, nu vreau să intrăm în detalii asupra lui, pentru că există decizii pronunțate, nepronunțate și așa mai departe, dar spunea cineva că atunci când ai o problemă de genul celei cu parcările pe care am avut-o noi, există două metode de abordare. Una este să construiești foarte multe parcări în centru ca să ajungă la toată lumea, iar alta este să implementezi o politică în care în centrul orașului nu există parcări și atunci descurajezi oamenii ca să vină în centru pentru că ei știu că nu au o parcare. Este o soluție cea de-a doua variantă, pentru că mie personal mi-a părut una destul de viabilă, în sensul în care se știe, de exemplu, că în perimetru strada Ismail, strada Mihai Viteazu, nu există locuri de parcări. Dacă ai de traversat centru, poți doar să pleci de la Botanica spre Buicani. Atât, nu există să te oprești la Monumentul Ștefan cel Mare să faci fotografie. Ar fi o soluție, cât de posibil este de implementat o astfel de soluție? Mie asta, de asemenea, mi se pare soluție rezonabilă, restricționarea. Și restricționarea prin interzicerea transportului acolo sau prin creșterea costurilor. Când o să te coste 30 de lei pe oră parcarea, o să te gândești de multe ori. Dacă vrei să plătești 60 sau 100 de lei pe 2-3 ore, sau mai bine banii ăștia îi folosești altfel. Mie mi se pare că, da, soluția este restricționarea numărului de parcări. Și pentru că, iarăși, eu revin la ideea că nu există nicăieri în Constituție un drept fundamental că tu să ai automobil. Asta e un lux, e o chestie de lux pe care, din păcate, sunt și anumite externalități. Este poluare, inclusiv fonică. Deci trebuie să-ți înțelegi că în momentul când tu ai un automobil, nu ai doar confortul tău personal. Ai și 70 de, sau ai 10 metri pătrați de spațiu care îți trebuie întotdeauna să-l pui. Și eu cred că restricționarea accesului în centru, asta ar fi doar unul dintre mulții pași care trebuie făcuți. Creșterea capacității transportului public, creșterea gradului de acoperire pe care îl are el, să acopere toate suburbiile și creșterea calității lui, deci ar soluționa alte probleme, precum, de exemplu, parcările din cartiere. Acolo e strașnic. Centrul e blocat așa, dar seara toată lumea se duce acasă, unde, de exemplu, în curtea în care trăiesc eu, în care închiriez, acolo e așa, e un spațiu verde care este un mic teren de copii. Acolo tot o parcat, mașina stă, copiii și iau un scrânciop care se dă un scrânciop și ala poate să dea și în mașină. Asta nu e normal. Deci când copiii nu au unde să juca, adolescenții nu au unde ieși. Prima, sunt alte groază de alte probleme. Noi ne întrebăm despre, de exemplu, și o să dau un exemplu trăsnit, adolescenții și dependența lor de internet. Și ne plângem că sunt dependenți de internet. Dar ce ar face ei decât să stea în bloc? Pentru că e afară, n-au la ce ieși. N-au la ce ieși pentru că tot ce era sport să treci sub construcții, tot ce era spații de socializare, parcuri, tot treci sub construcții, el ce are de făcut acolo? Să înghesui între mașini, să stai așa între mașini, nimănui nu-i place chestia asta. Și asta e o problemă. Eu cred că infrastructura publică bine organizată, gândită pentru diverse grupuri și categorii de locuitori, ar soluționa foarte, foarte și ar avea beneficii pe care noi încă cumva nici nu le putem anticipa. Pentru că va avea multe, multe beneficii. Și în sensul ăsta, da, restricționarea, pentru că, ziceam, automobilul nu e un drept fundamental. Restricționarea și investițiile în transport public și mai ales în transport public de mare capacitate. Eu încă visez, nu planuri de alea să facă metrou, nu știu, ci dau linii tramvai, Botanica, de exemplu, Sculeni. Și o linie de tramvai mare care merge în 10 minute, linie dedicată, sau măcar troleibusele, că troleibusele astea e investiția cea mai minimă. Deci este troleibus deja. Pur și simplu scoți toate parcările de pe partea dreaptă și bandă dedicată transportului public, care să circule cu viteza, dacă e viaduc să aibă 70 la oră, dacă e prin centrul orașului 30 la oră, dar oricum el se deplasează așa și n-are să încurce cu automobile, taximetriști, nu știu ce, cineva a venit să încarce, cineva a venit pur și simplu parcat pe acolo și te-a convenit să mănânci o înghețat. Asta nu e politică urbană, asta e un fel de haos, așa, care, cum am zis, costă și vieți omenești. Deci, dincolo de faptul că el e incomod, costă vieți omenești. Multe dintre accidente pot fi prevenite prin faptul că mașinile nu trebuie să afle acolo, nu trebuie să afle mașini pe Ștefan cel Mare, pe
nu știu, câțiva ani în urmă, și minim a frapat exemplu cealaltă, a fost pe București, dacă nu mă înșel, un accident în care un tir sau ceva de genul ăsta, o mașină mare, o, care trecea pe Alexandrie, sau un tir sau de asta de beton, un mescător de beton, a călcat un pieton. Șoferul zicea, dar eu n-am văzut pietonul ăla. E logic, nu l-ai văzut, pentru că mașina e 7 metri în sus. Dar ce o mașină de așa tonaj în centrul da, orașului? Da, mașina asta nu trebuie să caute acolo. Ea trebuie să circule pe la periferie, pe centura, care încă nu există. Dar trebuie să circule pe cu totul alte drumuri. Centrul orașului trebuie să fie pe mașini electrice, dacă sunt câteva, pe biciclete, pe nu știu ce, pentru că acolo e alt fel de circulație. Și tocmai, lipsa asta de și un fel de viziune, dar și dorință, și amânarea de la o zi la alta, pentru că sunt alegeri, pentru că nu știu ce, hai să amânăm pentru o altă administrație. Creează situația asta în care orașul ăsta e total incomod pentru toată lumea. Până a trece la aspecte legate de arhitectură și de edificii care se demolează, pentru că de fapt despre asta vreau să discutăm, mai am o ultimă, nici nu știu dacă întrebare, vreau doar să amintesc telespectatorilor că câțiva ani în urmă am avut acel proiect frumos în viziunea mea, în care în weekend centrul orașului se transforma în zonă pietonală, Bulevardul Ștefan cel Mare, dacă nu greșesc, între intersecțiile cu Bodoni și Alexandrie. Știți ce s-a întâmplat cu această inițiativă, de ce nu mai este implementată? Pentru că era una care personal, poate greșesc, dar am avut impresia că s-a bucurat de foarte mare succes și a fost întreruptă pur și simplu, nu știu. Ea la fel, ea a fost voluntar cumva și arbitrar instituită și la fel și voluntar fost la fel de destituită. Și alternativa care a fost propusă e una ridiculă, strada așa se stradă pietonală. Care oricum sparchează mașini de dimineață până seara. Strada aia e pietonală, într-o parte bloc administrativ, în altă parte sunt locuințe, sunt cămini, deci aia nu e stradă pietonală. Mie ideea asta desigur că îmi place. Eu am văzut-o în Kiev, în fiecare sâmbătă și duminică, Creșatic, care e bulevardul ăla mare, care trece prin centrul orașului, este pietonal. Cum se măsoară succesul noi? Mie mi se pare că a avut succes, pentru că eu mă plimbam, eu nu știu ce a așteptat primăria atunci. A așteptat poate, pentru că altă chestie, că noi n-am văzut nicăieri niciun fel de studiu, de evaluare, uite, că a fost o inițiativă. Hai să vedem ce a fost, ce a lucrat, ce nu a lucrat. Pentru că mie mi s-a părut de succes. Eu am criticat foarte mult modul netransparent în care s-a adoptat această decizie. Pentru că eu cred în transparență și în participare. Am criticat și modul în care a fost amenajat strada 31 august, în perioada sărbătorilor de iarnă. Am criticat modul că se putea face participativ și transparent. Dar la urmă, strada aia a funcționat ca pietonală vreo lună și ceva. Oamenii s-au obișnuit cu ea, ea n-a strânit, eu n-am auzit așa conflicte mari, bătălii. Deci oamenii s-au obișnuit. La fel și strada asta, Ștefan cel Mare, orice stradă putea fi pietonală, dar ce Ștefan cel Mare era una pietonală, în mod natural, trebuia lăsată, să fie pietonală. Nu știu, poate administrația să așteptea că într-o dată va fi plină ca Rambla din Barcelona sau ceva, ceea ce mi se pare ridicol. Lasă, pentru că spațiile astea, ele iau timp ca să se transforme în pietonală. Pe vremea aia, când ei deschideau pietonală, elementar nu erau bănci și scaune pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Cum nu sunt nici acum pietonală asta. Dacă nu ai 20-30 lei în buzunar să te așezi la una dintre terase, n-ai ce căuta pietonală aia. Deci, acum că s-au instalat băncuțe și ele trebuie multiplicate cât mai multe așa pe bulevard, pe urmă poți face stradă pietonală. Eu am văzut cum funcționează pe Pușkin. Au pus băncuțele alea, ele de fiecare dată sunt pline. Oamenii se așează pe ele. Vom discuta neapărat și despre băncuțele de pe Pușkin, pentru că au apărut cumva peste noapte, au strânit nemulțumirea conducătorilor auto, șoferilor, dar oricum va trebui rapid să punem punct acest subiect, pentru că voiam să vorbim nemijlocit despre arhitectură. Acum să luăm o scurtă pauză, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, discutăm în continuare unul la unul, pentru că domnul Ștefăniță nu a binevoit să fie prezent la această discuție. Sperăm că are un motiv întemeiat, sperăm că îl vom afla. Plecasem în pauză cu mențiunea celor bănci care au apărut pe strada Pușkin. Au trezit destul de mult, cel puțin au atățat spirite, au trezit discuții, cetățenii s-au arătat cu interesați. Desigur, șoferii s-au arătat indignați pentru că le-au dispărut niște locuri de parcare. De cealaltă parte, pietonii sunt foarte mulțumiți, spuneați că băncile sunt destul de practicabile și utilizate. Cum s-a ajuns la așa o decizie? Până la urmă, asta este o dovadă că dacă se dorește, se poate. Nu știu, istoria e că ideea asta e mai veche. Ea în principiu, eu din câte știu, ea a fost fluturată așa încă prin iarnă.
Așa. Era Silvia Radu primar interimar și avea ea în detașamentul ei de oameni de la primărie, avea un oarecare Bagas, Mihail Bagas, care era un fel de consilier, nu știu, știu că el făcuse nu știu ce întâlniri cu Victor Chironda și alți câțiva activiști. Una dintre idei a fost că noi putem să facem astea, băncuțele. Eu când zic că sunt bune ca soluție, ca intervenții. E de comentat, mie, de exemplu, mi-ar fi plăcut ca această intenție a primăriei să fie fost anunțată din timp. Așa. Să fi fost o discuție publică. Așa încât autoritatea publică se explice atât șoferilor, pentru că iarăși noi avem două grupuri care au interes total diametral opuse. Șoferii văd peste tot parcări, pietonii văd peste tot, ar vrea să aibă mai mult spații. Acum, deci, cum poți media asemenea conflict? Pietonii nu pot dialoga direct cu șoferii, pentru că e dificil. Ăla e în mașină și nu știu ce. Primăria este autoritatea asta, platforma neutră într-un fel și cu autoritate care poate să aducă pe toți grămadă și să zică noi vrem asta, faci parte dintr-o strategie. Cealaltă mare frică mea e că nu există o strategie, că se intervine iară punctiform și iar și în niște zone, pentru că da, se va face Pușkin, se va face pe Micle, dar sunt două străzi în jurul primăriei, dar nu se va face și în alte zone, pentru că de fapt dacă mergi pe Pușkin la Vale, e o problemă strașnică. Dacă mergi pe Vlaicul Părcălab la Vale sau la deal de unde spuse băncuțele astea, problema persistă. Și în sensul ăsta e o intervenție punctiformă, e bine pentru că s-au câștigat 100 de metri, 100 de băncuți sau câte sunt ele, dar ele trebuie integrate în contextul unor politici urbane. Și politicile astea urbane trebuie să fie transparente, trebuie să fie participative. Asta e o soluție bună. Mie nu-mi place că toate au același design. Ele toate sunt băncuți care parcă, cum zicem noi, sunt făcute de o mână. Asta tot nu e bine, pentru că pe de o parte creează senzația asta de uniformitate, pe de altă parte, ele nu chiar favorizează. Eu am văzut, de exemplu, sunt designeri altfel de băncuțe care pot fi mobile, sunt altele care pot pune oamenii față în față, pentru că sunt tot felul de interacțiuni. Dacă vrei să vorbești cu cineva și vrei să-l vezi față în față, ori băncuțele astea ne pun așa în rând. Plus, ele nu au pentru așezat, sunt pentru spetează. Sunt oameni care au nevoie de asta, nu toți sunt zvelți, tineri încă și nu știu ce. Deci se putea, e o soluție temporară, e un bun început, dar care cred că poate și trebuie criticat cu bunăvoință și trebuie îmbunătățit. Și șoferii trebuie să se obișnuiască. Deci trebuie să se obișnuiască că, uite, nu tot orașul e parcare. Da, și orașul este pentru oameni. Și orașul este pentru oameni și acești șoferi, ei coboară din mașină. Mine tot ne-am admirat chestia asta care eu văd ca un fel de disonanță cognitivă. Tu îți parchezi mașina, pe urmă cobori și îți trebuie nu știu unde și te împiedești tot de mașina ta și te șirești de perete și de mașină. De ce? Nu poți să-ți pui mașina în altă parte, să-ți privești și din cealaltă perspectivă. Ori asta e tot un fel de exercițiu. Eu cred că cu timpul se va obișnui. Partea proastă e că, din câte știu eu, nu prea există o strategie generală care să facă asemenea spații. Mie îmi place, am trăit multă vreme la Ciocană și îmi plăcea bulevardul la Mircea Cel Bătrân, în care în mijloc, nu e cel mai bun exemplu pentru că e zgomot permanent, dar spațiul ăla era întotdeauna foarte activ. Alt problemă cu spațiul ăla era că, pentru că erau mașini peste toți, nu erau spațiu de bicicliști și nu știu ce, și bicicliștii circulau și mamele cărucioare și toată lumea. Și se putea de separat fluxurile astea, dar în general era un spațiu dotat cu multe băncuțe, spațiu viu, oamenii ies să discute și când n-au unde ieși, se închid în casă, stau nu știu unde și își fac probleme. Deci noi aveam, bine, nouă ni se pare, și asta e chestia care, argumentul pe care mie mi se pare că e imposibil să-l aducem la urechile administrației publice. Mici intervenții de asta, un mobilier ca lume făcut, pot avea beneficii enorme. În termeni de sănătate, în termeni de dacă vreți, reducerea costului în vieți omenești, în termeni de creștere, satisfacție. Un băncuț pus acolo, un scoar micuț, el creează un alt fel de spațiu, creează un fel de alt fel de calitate a vieții urbane în jurul lui și noi trebuie să ne gândim inclusiv la asta. Și atunci, când de-aia zic că mi-ar fi plăcut ca aceste intervenții ale primăriei cu băncile să fie mai participative, pentru că eu cred că șoferii tot pot fi cu ei se poate discuta rezonabil. Da, și când îi pui, suficienți, da, și când îi pui, sunt conștiincioși, categoric. Când îi pui în față, uite, ăsta e avantajul tău egoist, confortul tău egoist, iar pe de altă parte ai
beneficii de sănătate, beneficii de satisfacție de viață, beneficii de spații mai multe, de interacțiune pe care le poți folosi și tu, eu cred că majoritatea oamenilor rezonabili vor cădea de acord că merită să sacrifici una de dragul celelalte, pentru că avantajul aici este evident și aici e pur și simplu o chestie, un capriciu care, de care poți lipsi în principiu. Da, vorbind despre băncuțe, nu pot să nu menționez pe cea care stă lângă cafeneaua Guguță, care este din, la propriu construită din, din șuruburi și din, din găci sau ceva de genul. Da, ea are o funcție specială, ea pur și simplu numără într-un fel victimele de SIDA din Moldova din Crișiu, pentru că este un panou electronic. Ea, asta e alt exemplu, că băncuțele pot fi... Pot fi și ingenioase și aduce un mai mult... Acolo alături mai este un băncuț, un fel de băncuț a împăcării care stai la mod acum. Am văzut în mai multe orașe care e așa. Deci, și ideea e că dacă ești certat, te așezi partea asta și partea asta și inevitabil gravitația te duce alături de cealaltă persoană. Deci nu poți să... Deci băncuțele pot fi într-un milion de feluri și există exemple. Nici aici nu trebuie să inventăm roata. Nu în zadar am menționat băncuța de lângă Guguță, de lângă cafeneaua Guguță, pentru că a apărut și în ultima perioadă a venit mult mai mult în atenția publică. Faptul, deși problema este veche, se cunoaște despre faptul că se planifică demolarea ei de câțiva ani, a fost vândut sau cesionat terenul pentru construcția unui hotel cu 16 etaje. Da, asta a fost unul dintre proiecte care a fost abandonat. Acum se propune un obiect cu funcții social-culturale și parcări. Adică un fel de business centru, dar care, așa zic, proiectanții vor avea și etaje dedicate culturii, sculptură, nu știu ce. Deci o aberație, zic eu. Da, cel puțin o încercare de a minți telespectatorul, dar în general cetățeanul cu... Are șanse de izbândă mișcarea de rezistență Occupy Guguță, cum ați numit-o? Ca în proverbul ăla moldovenesc, care popa botează de zile nu dă, deci eu pot să mărturisesc deja de un succes existent, dar nu știu pe viitor. Succesul existent e că acest caz datează ce obțin din 2014. La sfârșitul anului 2014 și iată se fac 4 ani, cafeneaua asta în picioare, proiectul cu hotelul a fost abandonat. Și pe vremea aia aparținea de cel mai puternic om în stat, Fimpar Invest, și știm noi cine o conduce. Deci este o istorie deja de succes de 4 ani. Prognoze pe viitor, nu știm. Noi am vrea să credem că nu o să fie. Noi suntem dispuși să luptăm prin diverse feluri. Noi sperăm că nu o să fie construit, centrul ăla și că, într-un sens, va avea izbândă cauza noastră. Dar... Mă rog, noi trăim în contextul în care trăim, cu legislații care se poate, și de exemplu acum compania Fimpar s-a adresat încă în 2015 în instanțele de judecată ca să-i permită să construiască oricât din alt vrea și să privatizeze spațiul ăla de sub cafenea. Și cazul a fost la Curtea de Apel și acum așteptăm să fie la Curtea Supremă de Justiție și am vrea să... Deci e un caz... Și aici cred că ar trebui să deschid niște paranteze, pentru că inițial cauza despre Guguță sau toată cauza noastră cu Guguță era despre acel spațiu, despre grădina publică, care e monument protejat, este cel mai vechi monument într-un sens, sau unul dintre cele mai vechi, este Biserica Măzărache, care mai tine că e mai veche. Uh-huh. Dar unul dintre cele mai vechi, deci anul ăsta, parcul ăsta, grădina publică Ștefan cel Mare Sfânt, face 200 de ani. Deci de 200 de ani acolo e o grădină publică în limitele astea. Gardul care îl înconjoară încă e gardul lui Bernardați, are 100 și ceva de ani gardul acela care stă acolo. Ne aflăm într-un moment și într-un loc care probabil e unul dintre locurile sacre ale acestei națiuni. Și inițial era vorba despre asta. Acum, când compania, deja acum e Regata Imobiliare, pentru că Fimpar a vândut companiei Regata Imobiliare, care construiește și Kauflandul la Rășcani, în locul casei de cultură a sindicatelor. Deci compania asta, Regata Imobiliare, s-a adresat în judecată și cere ca judecata să-i recunoască dreptul de a privatiza o bucată din acest parc. Adică, tradus așa, o bucată dintr-un monument național. Și aici mie mi se pare că e momentul în care cauza despre Guguță nu mai este despre Guguță. Deci nu mai este doar despre monumentul despre național, parc, despre parc. Este vorba de crearea, după mine, unui precedent periculos în care un grup de oameni pot acapara orice spațiu public le pas sau îl vor. Deci pot și oamenii care zic, e o coșoabă răschită, e o fost cafenea care nu știu ce,
Deci trebuie să se gândească atunci când fac argumentul ăsta, că în momentul în care se deschide precedentul ăsta, se poate deci eu nu știu ce alte argumente pe urmă vom putea utiliza noi ca societate să prevenim, de exemplu, privatizarea de biserici, cimitirii, orice poate fi privatizat dacă se acceptă acest precedent. Și în sensul ăsta e un moment foarte important, inclusiv pentru justiția Republicii Moldova. Este, deci parcul ăsta, într-un sens, deci e cazul special pentru că el, într-un fel, e uns cu toate ale firii, el e protejat, e monument național, are toate regimul de protecție, toate blindajele. Și dacă pică asta, poate pica oricând, oricare alt spațiu mult mai ușor. Și e o chestie care noi în 2015, atunci când abia se făceau discuții publice, abia erau început, am scris atunci și la fracțiunile parlamentare, și la Uniunea de Creație, Uniunea Scriitorilor. Din păcate n-a fost nicio reacție. Și noi exact asta le explicam, că e vorba de un precedent periculos. Și e periculos. De exemplu, cu două săptămâni în urmă a fost examinat proiectul ăsta nou cu centru multicultural, nu știu ce, cu centru business în grădină publică. Și argumentul pe care îl face antreprenorul ăsta constructor era că, dar sunt clădiri mai înalte în jur. Ori este un argument din perspectiva lui. Și mie mi-a fost tare trist și ar fi vrut ca domnul Ștefăniț să vină să discut. Mi-a fost tare trist că majoritatea membrilor acestui Consiliu al Monumentelor Istorice, unde se examina proiectul, luase ca un fel de punct de bază de discuție, exact argumentul ăsta, interesul beneficiarului. Rolul Consiliului era să argumenteze și să privească din perspectiva monumentului. Pentru că asta e cel mai important. În momentul în care se intervine în acest monument, se încalcă integritatea lui, iarăși, și acest parc poate fi ulterior construit cu, pur și simplu construit, să rămână aleea clasicilor ca un fel de două de asta, un fel de zonă pietonală între două blocuri. Și poate apărea pe loc la o gheretă, poate să apară un bloc 16 etaj și în jurul monumentului Ștefan cel Mare. Deci orice e posibil. Și în sensul ăsta, de-aia cumva noi suntem foarte activi și încercăm să povestim exact istoria asta și, mă rog, celălalt mare flux care alimentează acum mișcarea Occupy Guguță este un alt moment foarte important, e anularea alegerilor locale, care iarăși, eu personal am pus într-un fel paradoxal, pentru că eu nu am votat. Eu, exercițiul meu de vot nu l-am făcut pentru că nu am găsit un candidat care să mă reprezinte. Dar dreptul de vot, dreptul la vot, alegerile reprezintă un fapt fundamental pentru orice democrație funcțională. În momentul în care se anulează rezultatele alegerilor, eu, pentru mine, ce mă animează pe mine să particip de asemenea, este faptul că pe viitor participarea mea poate să nu conteze. Pentru că mi se ia dreptul ăsta de a fi ales cândva. Și aici eu nu am mare treabă și nu am mare simpatie pentru Andrei Năstase, dar omul i s-a încălcat un drept constituțional. Da, de a fi ales. Împotriva propriu-zis anomaliei juridice. Anomaliei juridice că unui nou ni s-a încălcat dreptul de a alege, iar unui om i s-a încălcat dreptul de a fi ales. Și e o chestie care iarăși poate provoca, pentru că asta creează precedente periculoase. Precedente care pot fi utilizate ulterior. Și într-un sens, eu le zic așa un fel de jaloane. În momentul ăsta sunt un fel de indicator, repere ale democrației. În momentul în care cedăm jaloanele astea, cedăm tranșeile astea, după aia poți să institui orice arbitrariu. Eu mâine, nu știu, vine decizia instanță de judecat că nu trebuie să purtăm albastru. Trebuie să oamenii se frezeze pentru că nu știu ce. Le se interzice account-urile pe Facebook, le se interzice telefoanele mobile, orice, pentru că discuția e aici. E vorba, intrăm pe un teritoriu arbitrar. Și aici, în Occupy Guguță, s-au întâlnit două arbitrarii. Unul legat de construcția propriu-zisă și celălalt e de un drept politic care una dintre regulile de bază ale democrației, nu-ți place, ai pierdut alegerile, fii bun și cedează. Asta e regula. Pregătește pentru anul viitor, va fi campanie, vei fi, îți faci platformă, îți crești candidați, la anul viitor va fi iarăși, dacă nu anul viitor, peste 4 ani. Nu au atâta timp să aștepte, au atâta timp. Dar apropo de mișcarea Occupy Guguță despre care discutăm, practic, nu doar că ați menționat-o, dar întrunești oameni din cele mai diferite domenii de activitate, probabil și categorii sociale. Cât de bine conturat este scopul ei încât reușește să... Sau care este elementul de chimie care ține oameni atât de diferiți împreună? E percepția acestui risc pe care îl introduc aceste două arbitrare. Și sunt oameni diferiți care
înțeleg că în momentul în care ori un arbitrar, ori altul se va instaura, e un risc pentru... El percepe și ca un risc, noi îl percepem și ca un risc personal. După aia, orice drept poate fi suspendat. Și în sensul ăsta, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le zic despre Occupy Guguță este că Occupy Guguță este și un fel de platformă deschisă. Deci oamenii vin, adică platformă deschisă în sensul în care nu are un comitet conducător, nu e o asociație, e un grup de oameni care se adună în locul acel loc. În același timp, e un fel de laborator în care noi împreună creăm toate mișcările noastre de protest, toate acțiunile noastre sunt create pe loc. Nu vine nimeni cu liste. Uite, voi trebuie să faceți asta. Asta, da. În același timp, e o invitație deschisă spre alte grupuri, să se alăture. Veniți, vă primim, vă ascultăm, povestiți care e viziunea voastră, vă oferim sprijinul dacă este nevoie. Eu cred că ăsta e un fel de leant care ne unește, aceste două deschideri. Deschidere spre faptul că nu avem o structură formală, deci nu trebuie carnet de membru și nu știu ce, și deschidere spre idei. Oricine poate veni cu o idee și să contribuie la realizarea ei. Un alt moment cu Occupy Guguță e un fel de, nici nu știu cum să zic, un fel de mișcare deocamdată politică reziduală. Și când zic reziduală, în sensul că vin foarte mulți oameni care s-au dezamăgit de acțiunile partidelor politice tradiționale și vor, înțeleg că chiar și în situația asta excepțională în care ne aflăm cu abolirea rezultatelor alegerilor, înțeleg că partidele alea care sunt vizate direct nu sunt suficient de creative, nu sunt suficient de imaginative, nu au suficient dorință de a improviza așa încât să facă un protest periculos. Și atunci oamenii vin, caută alte lucruri și noi suntem în spațiul ăla încă, e un spațiu care funcționează pe energiile voluntare ale oamenilor. Găzduim diverse evenimente, scriem, lucrăm manifest, facem un fel de nebriefing. Deci încercăm, fiecare săptămână facem acest nebriefing care răspunde la briefingul săptămânal al Partidului Democrat, dar vine cu un fel de... pentru că noi nu vrem doar să facem jocul ăsta de dragul jocului, că la noi e mai interesant, la noi nu ne plictisim, dar noi venim și cu soluții, cu anumite critici. Deci încercăm să fim prezenți pe mai multe paliere. Paliera asta de organizare a comunității în jurul Guguță, paliera asta de creșterea popularității acestei cauze, paliera de discuție cu puterea în domenii de expertiză, nu doar voi jos și noi sus sau ceva de genul ăsta, dar noi ne propunem. Astăzi, de exemplu, am abordat ceea ce au abordat ei, programul Prima Casă, și noi am zis că, de fapt, până să ajungă la Prima Casă 3 milioane, de fapt, ceea ce trebuie să facă guvernarea este locuințe accesibile pentru toți. Asta trebuie să numească programul și să facă condiții ca toți cetățenii Republicii Moldova să poată beneficia și să poată permite să aibă locuințe. Nu trebuie să inventezi roata aici. Și pe asta e o chestie, noi încercăm să intrăm și în dialogul acesta cu puterea. Pentru că toți trăim în aceeași societate, noi avem ideea. Și altă chestie e că mișcarea Occupy Guguță este în temei apolitică. Apolitică în sensul că nu ne propunem să ne transformăm în partid, nici în asociații, nu ne propunem să câștigăm alegeri sau să participăm la alegeri. Ne propunem să schimbăm societatea într-un fel, ne propunem să oferim un nou model sau să gândim împreună, să invităm societatea la exercițiul ăsta de reflexie, să vedem ce n-a mers în 20 de ani. Noi am protestat, sunt proteste zeci de mii de oameni și au stat în piață și nu știu ce. N-a mers, de ce n-a mers? Să propunem modele, pentru că iar și eu mi-amintesc că am avut frustrarea asta personală când întrebam liderii diverselor proteste, care e alternativa voastră? N-avem timp pentru alternativă, că trebuie să protestăm. Iar noi acolo încercăm să găsim și lucrurile astea, să propunem și un fel de viziune diferită, că trebuie să avem o viziune despre țară, noi nu avem un proiect de țară, noi trebuie să facem viziunea asta, să propunem politici economice, politici sociale, încercăm să conectăm diverse agende, pentru că, iarăși, ca să dăm exemplu, că am vorbit despre justiție. Aceeași justiție care a invalidat alegerile din Chișinău este aceeași justiție, dacă pot zice așa, care, de exemplu, condamnă pe un om care a furat o găină sau care a făcut un accident rutier, îl condamnă la 20 de ani de pușcărie și el stă ani grei și îl eliberează pe altul care e dovedit făptaș pe crime mult mai mari, spălări de bani și nu știu ce. E același abuz pe care noi încercăm acum, noi încercăm în spațiul ăla și eu nu știu, o să ne reușească sau nu, pentru că e un fel de miză. E o miză care poate reuși. Încercăm să depășim toate modurile în care politicienii, elitele politice și o parte din mass media încearcă să ne separe. Noi încercăm să construim, să găsim acolo ce e comun pentru noi, nu ce ne separă. Și o să găsiți acolo oameni care vorbesc limbi diferite, nu se pot suferi uneori la nivel personal pentru că au diverse chestii, dar încercăm să creăm
Pentru că ceea ce ne lipsește nouă ca societate este spațiile alea în care noi putem să negociem diferențele, în care să ne înțelegem, să le mediem diferențele astea, să înțelegem că, indiferent ce limbă vorbim, noi trebuie în aceeași țară, noi trebuie să o facem împreună. Țara asta n-are șansă de dezvoltare dacă un grup de oameni îi vor persecuta alt grup sau dacă ne vom lăsa împărțiți așa și la fiecare alegeri ne vom da cu pietre unii altora în cap, că ăsta e bătrân, că ăsta e tânăr, că ăsta are orientare, că ăsta vorbește așa, că ăsta vorbește altfel. Noi încercăm să creăm un spațiu care la modul formal e deschis tuturor. E mult încă de lucru, noi am vrea să vedem mai mult bătrâni acolo, am vrea să vedem mai mulți muncitori, mai multe alte. Avem niște idei cum să ajungem la ele. Noi ne gândim cumva ca Occupy Guguță și cealaltă un fel de, nici nu-i spin-off, protest permanent, procesul, așa. Starea asta, proces permanent, vrem să generalizeze la nivelul întregii societăți. Noi vrem să gândim toți ca societate că protestul poate fi nu numai în, acolo la Guguță. Protestul înseamnă și când refuzi să dai mită, protestul înseamnă și când te indignezi de dezordinea din jurul blocului, protestul înseamnă și când ceri bonul fiscal, protestul înseamnă și când mergi la spital și ceri să-ți se dea toate serviciile prevăzute acolo și noi încercăm să proliferăm, dacă vreți, și această idee. Deci e un fel de proiect ambițios care poate ieșua oricând, pentru noi contează. Și cel mai fain unitatea asta e că contează și procesul, pentru că procesul ăsta prin care discutăm inclusiv în contradictor, adică, este foarte important. Adică se savorează inclusiv calea până la rezultat și nu țintiți neapărat pentru rezultat, dar e cam o luptă, referindu-ne strict, inclusiv la planul de demolare a cafenelei și de transformare sau de construcție acolo unui hotel, e cam o luptă gen David cu Goliat. Și se mizează foarte mult de către această, cum o numiți, mișcare, asociație? Comunitate. Noi comunitate, da. Se mizează foarte mult în cadrul acestei comunități pe rezonarea societății civile, a marii societăți civile, care de obicei nu este implicată în nimic decât job, familie, copii, casă, gospodărie, dacă nu sunt în afara Chișinăului sau chiar și în Chișinău. Este dificil. Asta înseamnă, practic, construirea unei viziuni a întregii societăți sau cum definiți propriu-zis ceea ce încercați să faceți, pentru că este o luptă dificilă. Este dificilă, dar scopul nostru, cum am zis, noi să câștigăm alegeri. La fel cum noi când ne-am apucat câțiva... Eu cred că este chiar o miză mai mare. Da, pentru că trebuie educată societatea care ulterior va da cuiva acest... Într-un sens, situația nu era diferită atunci când noi câțiva oameni ne-am apucat să facem activism urban. Și am ajuns că, în sfârșit, discutăm probleme urbane, inclusiv pe toate televiziunile și discutăm ce nu merge, ce merge, cerem, avem proteste urbane, avem mișcări urbane, deci și aici miza noastră nu e pentru toamnă, nu e pentru vară, nu e pentru anul viitor. Înțelegem că s-a stricat ceva în Moldova la nivelul democrației, s-a stricat ceva în Moldova la nivel de politici urbane, s-a stricat ceva în Moldova la nivel de comunicare între diverse grupuri. Și într-un sens, nu doar David și Goliat, în fel, e și mai mare, pentru că ceea ce ne confruntăm, noi ne confruntăm nu doar cu niște interese de grup, ne confruntăm cu un stat slab, cu un sistem justițiar care funcționează așa cum funcționează, ne confruntăm cu administrație de cele mai multe ori necompetentă sau lipsită de voință, ne confruntăm cu un fel de apolitism care e cultivat, ne confruntăm cu lipsa elementară de educație politică a cetățenilor, pentru că iarăși, activismul nu se învață la școală. Noi învățăm la școală o mulțime de lucruri care sunt foarte importante, dar nu se găsește niște loc acolo pentru cum să scriem o petiție, să ne cunoaștem drepturile. Noi nu avem. Deci, astea sunt lucrurile împotriva cărora noi cumva, sau cu care noi ne confruntăm. Deci, în sensul ăsta, pentru noi, orice mică victorie e o victorie în acest context. Acum, da, e o luptă dificilă, dar miza noastră e pe termen lung. Noi credem că termen lung, eu personal am avut ocazia să plec din această țară și mi-am zis că nu plec, las să plece ei. Ceilalți. Da, să plece ceilalți. Cred că mulți dintre colegii, da, pe care aveți în această comunitate. Sensul, da, în acest sens, e miza, nu sunt alegerile din toamnă. Miza e o lume mai bună. Și de dragul acestei lumi mai bune, eu cred că merit să ne angajăm și în aceste lupte și eu cred că da, s-ar putea să pierdem o bătălie, dar eu până la urmă cumva sunt, eu zic așa, pe termen scurt sunt destul de pesimist, așa. Pe termen lung
pe termen mediu, așa, neutru, dar pe termen lung sunt foarte optimist. Bun, pe o notă optimistă noi mai luăm o pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, revenim imediat. Am revenit, doamnelor și domnilor, și pentru ultima parte. Trebuie să recunosc că inclusiv în pauze avem discuții destul de constructive și cognitive. Ziceam că aș vrea să discutăm un pic despre edificii, multe dintre ele istorice, care dispar cumva de pe listele monumentelor istorice, inclusiv din centru, care ar trebui să fie centru vechi și, după cum spuneați, trebuie să fie monument istoric la scară largă, nu doar o stradă, un perete, o fațadă și așa mai departe. Cum se întâmplă că dispar astfel de edificii? Aici e o adunătură și o adunare și un fel de efect combinat a mai multor factori. Unul dintre factorii cei mai importanți, după părerea mea, e, de exemplu, planul urbanistic general al orașului Chișinău. Ăla vechi și ăla nou, care încă noi. Partea problematică cu planul general vechi este că el nu se regăsește noțiunea de centru istoric și monumente protejate. Deci noi n-avem schema de transport a acelui plan general. Deci celelalte funcțiuni, modul cum sunt trasate ele, cum sunt descrise, ele nu presupun în vreun fel existența unui centru istoric. Același exemplu cu Bulevardul Cantemir. Bulevardul Cantemir, dacă se ține cont, este legea organică din 93 cu privire la protecția monumentelor. Dacă se ține cont că centrul istoric al orașului este protejat, atunci nu poți să desenezi linii drepte prin centrul istoric, pentru că asta e zona protejată, trebuie să ții cont de aia. Ori planul nu prevede asta. Pe urmă, e un fel de laxitate, dacă pot să zic așa, sau un fel slăbiciune a organelor care ar putea să consolideze monumentele și să le apere, să le protejeze. Același Consiliu Național al Monumentelor Istorice, despre care vorbeam, și care e forum în care acum se discută cafeneaua Guguță și soarta ei de mai departe, e de fapt un organ consultativ. El nu e un organ care poate lua decizii. Acum, cu această reformă nouă, Inspecția de Stat în Construcție a fost mutată în altă parte. De foarte multe ori aceste instituții sunt slăbite în mod intenționat, pentru că fiind ajung oameni, nu prea merg oameni în serviciu public, de exemplu, în direcțiile juridice ale organelor abilitate. Sunt multe cazuri, multe dosare și, de exemplu, știu că Direcția Asistență Juridică a Primăriei alege dosarele la care se meargă, pentru că sunt 10 și sute de dosare și au 10 oameni și au permanent vacanți pentru că sunt salariile mici. Plus, există ceea ce unii actori politici au numit mafie imobiliară. Eu prefer să numesc un fel de lobby imobiliar, care e neideologic, deci oamenii de acolo migrează de la un partid la altul fără probleme. Întotdeauna relații bune cu guvernarea la putere, se pot plia pe orice guvernare și știu care e interesul lor. Interesul lor este să construiască și ei văd fiecare oraș, fiecare zonă în oraș ca un potențial șantier și ei construiesc peste tot, au acoperiri, relații bune, își pot plăti avocați buni, au influență evidentă în sistemul judecătoresc și deci asta ar fi doar câțiva dintre factorii care influențează și pe alocuri în acțiunea organelor care sunt abilitate cu anumite funcții concrete. Și de aia avem ce avem, construcțiile astea care apar în zone nepermise. Aici suntem, de exemplu, unde e studioul dumneavoastră, suntem în așa zis, de fapt aici e vatra veche a orașului. Eu vorbesc atât despre oraș, dar de fapt m-am născut nu în orașul ăsta. Pentru mine istoria orașului și nu a fost o istorie învățată. Eu sunt la Telenești dintr-un sat și m-am făcut activist civic acum, pentru că îmi place să fie ca lumea locul în care trăiesc, să mă bucur de să am o viață plină. Și noi aici ne aflăm în așa zis vatra orașului. Mai la vale, Parcul Zaichin și asta e strada Sfântului Ilie, deci asta e trama vechi stradală, că venea de la Bâc, așa, spre zona, că a fost acum Bulevardul Grigore Vieru, unde era catedral, deci veneau așa toate străzile. Deci din zona aia aproape n-a rămas nimic, numai trama stradală. Sovietii au contribuit și ei la demolare, au fost și război, au fost și multe lucruri, dar alte chestii care se întâmplă deja de vreo 20 de ani sunt construcțiile astea și apar monștri. Aici sunt străduțe de o mașină și jumătate și se construiesc bloc, bloc lângă bloc, bloc lângă bloc. Asta e o bombă
de transport în câțiva ani, pe care orașul nu știu cum o să va soluționa. Și aici un exemplu, cel mai unul dintre exemplele proaste, în care s-a permis, multe construcții merg în afara, deci se face, se construiește de foarte multe ori, pur și simplu se construiește, se ridică blocul, după care se legalizează într-un fel sau alt. Spune o amendă foarte modică, pentru că nu puteau fost cazuri de demolare. De exemplu, dacă în legislația cu privire la protecția monumentelor ar fi inclus și clauze de demolare a construcțiilor ilegale, credeți-mă că nu o să fie atâtea construcții. Acum ai prevăzut doar amenda. Și acolo unde e demolare, niciodată n-a fost demolat, pentru că se merge pe soluția aia la altă. Și constructorul face bloc de 20 de etaje, plătește prețul unui apartament, dacă îl plătește ca amendă, sau 5-10 mii de lei și s-a legalizat. Adică procede la construcții fără ca să aibă propriu zis drept de a construi. Da, da. Și după asta știind că nici de cum nu va putea fi demolat blocul, dar pur și simplu da, va... Da, și merge și plătește amenda și îl legalizează. Noi am avut un caz aici, că eu am fost implicat foarte mult în Parcul Zaichin, care e foarte, foarte aproape. Și acolo, pe una latura din deal, din dreapta cum ar veni, este un bloc. Deci blocul ăla... Deci proprietarul a mers la Consiliul Național al Monumentelor Istorice când blocul era deja finisat. Acolo deja se făceau parcări și se vindeau apartamente. El a mers să consulte proiectul. Ce pot să-i spui? Adică, asta demonstrează și un fel de atitudine și un fel de... Constructorii știu că nu vor fi pedepsiți. Ceea ce mie mi se pare... Ceea ce mi se pare... Și ar trebui schimbat. Dacă s-ar schimba asta... Da, trebuie îmbunătățită. Și inclusiv trebuie să fie mai mult, să fie și un caracter punitiv mai pronunțat în domeniul protecției și în domeniul respectării regulamentelor și normelor cu privire la centrul istoric. Ce se întâmplă cu Gaudeamusul? Pentru că este o altă poveste care, la fel ca și în cazul Cafenele Guguță, riscă să fie demolat sau este chiar Gaudeamus în proces? Gaudeamus e tot un exemplu în care s-a încălcat legea cu privire la protecția monumentelor. În fața Gaudeamus este un monument. Monument cu statut de for public. El poate să nu placă multor oameni. Pentru că e monument, cum și altor oameni nu le plac alte monumente. Dar el are statut, e o mărturie a unui trecut al acestui oraș. Monumentul, fiecare monument din această țară are zonă de protecție. Zona de protecție e de la 50 de metri la 100 de metri. Fiecare intervenție în zona de protecție a monumentului trebuie coordonată. Coordonarea care se traduce printr-un aviz de la Ministerul Culturii, este un alt organ, se cheamă Consiliul Național al Monumentelor de For Public. Această coordonare este parte a documentației de proiect, în care tu vii și obții certificatul de urbanism, autorizație de construcție. Adică nu înalți întâi cazul înalți blocul de 20 de etaje și după asta... Fostul proprietar al clădirii, Cristi Vlad SRL, dacă nu mă înșel, acum e Inamstru, a cumpărat-o în februarie. Fostul proprietar s-a adresat la Ministerul Culturii. Ministerul Culturii a refuzat. Așa. Proprietarul s-a adresat în prima instanță, a pierdut, în a doua instanță și în a treia instanță. Deci până la Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă de Justiție i-a spus Consiliul are dreptul să dea o astfel de decizie, să te refuze din motivul că construcția pe care tu o propui încalcă regimul de protecție a monumentului și nu-l pune în valoare, ci din contra îl face... Îl minimizează. Da. Constructorul a mers la primărie și a prezentat setul de documente din care lipsea acest aviz. Și el este obligatoriu, conform legii, numărul nu mai știu câte acum că nu sunt jurist, conform legii cu privire la autorizarea construcțiilor. Așa. Deci el este obligatoriu, este document obligatoriu. Acum noi ne trezim că primăria a eliberat un document permisiv, i-a eliberat autorizația. Asta înseamnă că Direcția Arhitectură și viceprimarul de Ramură, Nistor Grozavă, deci Sergiu Borozan, care e arhitect șef orașului, au făcut încălcarea legii. Deci ei au încălcat legea, pentru că în documentul celălalt, și noi am cerut la Ministerul Culturii, noi câteva grupuri de activiști, am cerut, voi ați dat un aviz? Ce fel de aviz? Și eu zic că nu au dat niciun fel de aviz pozitiv după aia. Deci ne aflăm într-o situație evidentă de încălcare a legii. Din păcate, ar fi trebuit să se autosesizeze aici inspecția de stat în construcții. Ar fi trebuit și procuratura, pentru că în caz de eliberare ilegală unor acte, ele toate tac. Și avem ce avem. Deci asta ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla mai departe, noi nu știm. Pentru că dispoziția aia de autorizația de construcție a fost sistată. Nu anulată, dar ci a fost sistat. Sistat asta înseamnă un fel de întrerupere temporară, care poate să dureze nu știu cât. Nu se știe cât. Și nu se știe cât și e un fel de bombă în dispoziția aia de sistare a autorizației de construcție, pentru că nu se indică temeiul.
Și noi urmărim acum dacă compania se va adresa în judecat sau nu. Pentru că în momentul în care este stată până la soluționarea litigiului, asta nu-i temei. Temeiul trebuia să fie indicat pentru că autorizația de construcție a fost eliberat cu încălcarea legislației în vigoare, trebuia să stabilească cine a încălcat, persoanele care au încălcat legea cu bună știință, trebuia să sufere niște sancțiuni, așa, conform legislației. Iarăși avem un moment în care tot felul de instituții se joacă, așa, aș fi vrut să fie Ion Ștefăniț să-l întreb Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, care unul dintre primele care trebuia să se sesizeze pentru că e monument. Și avem tot felul, unii au zis că acolo, nu știu ce, că acolo trebuia să fac săpături arheologice, să găsească, nu știu cum, osemintele cuiva. Dar nu se face intervenție, nu se face săpături arheologice cu buldozerul. Nu faci. Săpătura arheologică se face cu lopățica și cauți fiecare ușor. Nici măcar cu lopata cu care sapi în grădină. Da, da. Îi rog să meargă la facultatea de arheologie să vadă cum se fac săpăturile arheologice. Altcineva a încercat să zică, dar nu că ăsta a fost, că sistemul sovietic a făcut greșeală, că a amplasat pe teritoriul unui fost cimitir. Dar atunci cum poți să condamni regimul sovietic când tu perpetuezi asemenea practici? Adică dacă în Arabia Saudită nu știu ce, noi ce să facem aici? Dacă Imperiul Sovietic sau Uniunea Sovietică a făcut ce a făcut, noi ce trebuie să perpetuăm aceleași practici numele la ce? Noi parcă trăim într-o democrație, măcar trebuie să arătăm noi un alt tip de practici. Din păcate, iarăși, aici avem un caz evident, stă la vederea întregii societăți că s-a încălcat legea și fiecare instituție care e vizată se face că plouă. Se face, da. Bun, deși chiar plouă la... Deși chiar plouă, da. Da. Cât de departe sunt dispuși să meargă cei care au interese de construcție și în cazul cafenelei Guguță și în cazul cinematografului Gaudeamus și în cazul altor edificii și cât de departe este dispusă să meargă comunitatea pe care o... Nici nu știu dacă pot să zic că o reprezentați. Nu, nu o reprezent. O comunitate, da, exact. Orizontal. Orizontală, fără un lider, dar din care faceți parte. În sensul în care se va ajunge la ciocniri sociale în care oamenii vor sta în fața tractoarelor, sunt atât de cinici cei care au interes de construcție ca să ajungă la asta, este atât de curajos comunitatea dumneavoastră încât să facă astfel de rezistență și de presiune, sau contați totuși pe o înțelegere amiabilă și pe un consens la care se va ajunge? Cel mai onest răspuns la această întrebare este nu știu. Nu știu în sensul că, și mai ales nu știu în ceea ce privește comunitatea. Pentru că în cazul Gaudeamus, de exemplu, ceea ce a oprit construcțiile, și aici trebuie să o spun pe șleau, au fost câteva intervenții ale primarului deja ales, care a venit și chiar fizic a intrat pe teritoriul acelei construcții, pentru că avea un fel de imunitate. Pe de altă parte, am văzut și în relația cu el, acolo erau niște inși de la pază destul de agresivi. De obicei, în asemenea cazuri, și au fost multiple cazuri în care constructorii își angajau firme private de pază, așa, care agresau cetățenii, au fost cazuri când cetățenii au fost bătuți, au fost cazuri când cetățenii au fost evacuați cu forța. Deci eu cred că ei sunt dispuși să meargă spre până în pânzile albe. Strategia noastră, la moment, este să atragem cât mai mult lume de partea noastră, pentru că atunci când suntem trei oameni, ei ne pot evacua așa. Când vor fi sute de oameni sau mii de oameni, îi invităm atunci să încerci. Și noi credem că asta e miza noastră acum. Să povestim cât mai mulți oameni despre asta. Ce se va întâmpla dacă mâine vor apărea buldozeri la Guguță, noi nu știm. Noi credem că vom încerca să le oprim. Dar că ne vom băga corpurile sau nu știu, noi sperăm să nu se ajungă până acolo. Pentru că noi chiar nu ne dorim violențe, conflicte, noi ne dorim discuții. Noi credem că se poate discuta rezonabil. Acolo e grădina aia publică, care deci se poate de argumentat. Mai ales că acolo nu e, nu știu, retrocedarea proprietății cuiva, e o corporație care are suficienți bani să se deplaseze, să-și facă centru. De ce nu-l fac în... Partea cealaltă, pe strada Lazov, colțul Lazov, Ștefan cel Mare, e o mănăstire, e o clădire de vreo 10 etaje care stă abandonată de vreo 10 ani. Vis-a-vis, lângă biblioteca HD-ul, tot e o clădire care e nefinisată. De ce nu-ți duc acolo? De ce este un spațiu așa și vor să-l trăsnească cu monștri ăștia? Deci e o chestie și noi încă credem că se poate discuta rezonabil. De fapt, ăsta e terenul pe care noi încercăm să-i aducem, pentru că celălalt teren noi nu avem nicio șansă. Pe terenul confruntării fizice noi nu avem nicio șansă. Ei sunt mai mulți, ei sunt mai bine pregătiți, ei sunt mai nu știu ce. Noi încercăm să-i aducem pe terenul argumentelor
Și pe terenul acesta al argumentelor, noi de fiecare dată cumva am câștigat. Dar pe terenul ăsta argumentelor este absolut, să zic, logic sau justificat faptul că ați câștigat, pentru că legea propriu-zis este de partea... Legea, noi formulăm anumite argumente nu doar în termeni legali, pentru că legea poate fi interpretată în 50 de feluri, dar și în termeni interesului public. Și cred că asta e cealaltă miză, pentru că noi din start cumva am decis pentru noi că ne adunăm acolo ca o comunitate în care nimeni nu are interes private ascunse în nu știu ce. Și întotdeauna am povestit despre acest caz ca despre un caz public și noi toți suntem transparenți în această privință. Că vorbim despre Guguță, ne interesează Guguță, nu pentru că eu aș vrea mâine să-l privatizez și îmi trebuie bucățică de Guguță și îl păstrez pentru mine, dar nu îl dau cuiva. Nu, e vorba de un spațiu al tuturor. Și ăsta e argumentul rezonabil care noi credem că funcționează, pentru că ne adresăm exact aceste capacități haideți să ne înțelegem că dincolo de bani, dincolo de nu știu ce, există și alte lucruri la fel de importante. Eu nu fac de obicei argumente de astea cu referință la istorie, moșteniri și chestii, dar ce o să povestești peste 50 de ani copiilor? Ce o să povestești, nu știu, celorlalte generații? Ce lași în urmă? Ce lași? Lași gherete și blocurile astea. Deci, într-un sens, pentru noi e și o chestie publică, e un bun public, e un bun comun, e ceea ce noi păstrăm ca un fel de societate și cum transmite generațiilor următoare. Noi încercăm să... De-aia activitățile noastre au și un fel de... Efect așa al spectacolului, dacă pot să zic așa, ca filozoful, am probleme cu această formulare, dar adică noi încercăm de asemenea să arătăm comunității generice în Republica Moldova că se poate protesta, că se poate câștiga inclusiv bătălii acolo unde nu sunt aparente, sunt posibile. Că se poate protesta și trebuie să introducem în discuția noastră și argumente precum bunul public, interesul comun, interesul nostru public, dacă vreți, generațiile următoare, pentru că astea tot sunt drepturi, așa, și este undeva într-o declarație universală a drepturilor omului că avem obligația de a transmite pentru generațiile viitoare niște lucruri și noi argumentele astea, deci într-un sens noi invităm societatea moldovenească să iasă din egoismul ăsta individual în care ne gândim numai la ce am, ce n-am, proprietatea mea și haideți să ne gândim noi ca societate, ca oglinda. De fapt, Guguță e oglinda asta în care fiecare vrea, unul vrea mașină, altul vrea hotel în centrul orașului. Haideți să ne dăm în oglinda asta să vedem că arătăm pucit și hai să încercăm să ne reordonăm, pentru că avem toți de câștigat din asta. Noi tot sperăm, și în sensul ăsta acțiunea noastră de a crește costurile de imagine, de publicitate, de ce vreți pentru ceilalți. Noi asta putem face. Noi am zis, nu ne putem bate cu ei, dar noi putem să le creștem costurile, să le punem argumente, să adunăm mai mulți oameni, să vedem. Chiar o să o pun unei țări întregi când toată țara, să zicem, generic, nu va vrea. Ne spune un utilizator că, apropo de subiectul pe care îl discutăm astăzi, i-au venit și lui personal niște idei de fluidizare ale traficului, așa că până la urmă facem un lucru bun aici. Vreau să vă întreb pe final, suntem destul de aproape de finalul emisiunii, dar înainte de concluzii, există alte cazuri similare care, iată, de exemplu, Gaudeamus a intrat cumva în atenția publică, Guguță a intrat în atenția publică. Mai există alte cazuri pe teritoriul orașului Chișinău care au rămas cumva în umbră, nu s-a reacționat la timp sau au acționat prea rapid cei care au avut interes de construcție și zone care ar fi trebuit păstrate, care ar fi trebuit perindate și, uite, așa s-au distrus pentru că opinia publică nu a fost concentrată pe ceea ce se întâmplă, care nu au avut atâta noroc cât au Guguță și Gaudeamus. Da, fiecare un fel de, noi zicem, victorie de noastră are câte vreo 10 înfrângeri măcar, deci și din păcate asta e. Noi suntem fericiți că câștigăm chiar și aceste mici victorii. Există suficiente cazuri, Casa de Cultura Sindicatelor. Casa de Cultura Sindicatelor la Rășcani, acolo este un mozaic, are statut de monument. El nu trebuia iarăși demolat, Casa aceea de Cultura Sindicatelor, fără proiectul să fie avizat de organele corespunzătoare care să garanteze că asta nu va afecta în vreun fel integritatea monumentului. Deci ăsta e un caz pierdut. Un alt caz tot la Rășcani, că dacă suntem la Rășcani, ăsta e o bombă pe termen lung, pentru că Kaufland asta înseamnă trafic mult și zona aia oricum e problematică și circulație, pentru că e unica stradă care leagă centrul Rășcani și Ciocană și acolo e. Deci asta e viitorul, da, trebuie să circulă în două mașini. Dimineață și seară, trebuie să circulă în două etaje și nu știu cum o să facă asta. Și
în sensul ăsta e, deci ăsta prima este cazul de la Dimo 1, acolo chiar la colț lângă magazinul Maxim, tot o clădire care a apărut într-un spațiu verde. A stat un fel de construcție micuță, cineva a pus fundamentul și nu a mai făcut nimic și prima s-a ridicat un monstru așa. Și sunt multe, multe, multe alte cazuri care din diverse motive, pentru că realitatea e că așa zisă comunitatea de activiști și câțiva oameni. Realitatea este că activitatea de activist necesită foarte mare efort și timpul e foarte mic. Și noi avem o mulțime de inițiative, idei pe care plus joburi, plus încă o groază de alte lucruri, familii, prieteni pe care... Atunci, desigur că noi reușim în foarte puține cazuri. Și de-aia strategia noastră a fost că la un moment dat ne-am cam obosit, îmblăm de la o construcție la alta, încercăm să căutăm soluții sistemice. Soluții sistemice, asta înseamnă regulamente clare de avizare a autorizațiilor de construcție, regulamente clare de protejare a monumentului istoric, regulamente clare în privința instrumentelor prin care cetățenii pot participa. Asta înseamnă discuții publice, asta înseamnă cu respectarea procedurilor, pentru că altfel e dificil și deci de fiecare dată când trec așa dintr-o parte în altă în oraș, văd istorie de succes și istorie de eșec. Când intri dinspre circ încoace, tot istorie de eșec, lângă circ, blocurile alea. Când te uiți dinspre circ în partea asta orașului, inclusiv unde e studioul ăsta, cruz blocuri lângă blocuri lângă blocuri. Asta e tot istorie de eșec. Mai lângă Muzeul Pușkin, acolo, care e tot o zonă interesantă, e o clădire enormă care lângă SEM, care s-o clădit și care când s-o construiau, când făceau ei tasau terenul, deci s-o crăpat peretele muzeului. E o chestie care... Și zona aceea de lângă... zona tot la Rășcani, Bulevardul Moscova, blocurile cele înalte de lângă Parcul Afgan. Însuși Parcul Afgan, mai la Vale, a apărut o chestie tot așa. Dacă vă uitați dinspre Parcul de la Rășcani și Ciocana, mai ales ce vine pe strada Mihail Sadoveanu la Vale, tot vin blocuri și blocuri la blocuri. Parcul Valea Morilor, în afara aleei este care eu zic aleea aurită, dincolo de asta e un fel de... Deci vine șantier continuu. Șantier și vin case la Vale. Astea sunt toate istorii de eșec, care ar fi putut să fie altfel dacă... Și aici e important oamenii care sunt acolo, că de foarte multe ori se putea de prevenit lucrurile astea. Și nu se întâmplă, din păcate, din vari motive. Da, nu se întâmplă pentru că oamenii care... Eu cred că, nu știu, îl așteptam pe domnul Ștefăniță să discut. Deja nu-l mai așteptăm, dar deja, cu siguranță... Nu, îl așteptam să vină, pentru că consilier municipal, acest oraș... Cu siguranță vom încerca să organizăm până la urmă o discuție într-o astfel de componență. Pe final, dacă aveți un mesaj pentru colegii din comunitate, pentru ceilalți care trebuie să vină în comunitate sau ar fi foarte bine să vină în comunitate, în general, un mesaj de final... concluzionând discuția de astăzi și poate un apel. Îl construiți cum găsiți de cuvinte. Mi-e greu. Eu sunt foarte rău în a face apeluri, adică și sunt foarte rău în a face apeluri de astea generici. Eu vreau să invit pe toți, în primul rând, să creadă. Haideți să ne învățăm să credem în puterile noastre. Există contextul general negativ cu apolitismului, cu lipsa asta de posibilități, instrumente, etc. E o parte, dar cealaltă parte, că există totuși destul istorie de succes în care putem învăța foarte mult. Există deja această activitate de câțiva ani de activism, a creat o istorie, o arhivă și o anumită expertivă, o anumită cunoaștere. Deci, într-un sens, pentru cei care vor acum să se implice în activism, există deja o istorie, există niște oameni care vă pot povesti, există niște ghiduri, există deja o experiență pe care se poate construi. Și lucrurile astea sunt accesibile. Limita de sus, eu cred că e limita imaginației. Adică orice se poate de făcut. Noi la Guguț facem prânz în fața președinției, de exemplu. Ne adunăm pur și simplu. E o acțiune de protest. Pentru că noi zicem că mergem să protestăm acolo unde ar fi trebuit să fie președintele. Dar nu e pentru că e doar nominal. Deci pot să dau o mulțime de exemple de proteste de astea foarte imaginative care s-au întâmplat fie la noi, fie în altă parte. Muzica poate fi protest, umorul și satira e protest. Deci protestul nu înseamnă neapărat doar banere și doar strigăte și slogan, pancarte. Protestul poate fi orice acțiune, când are un mesaj clar, când în spatele ei stă o cauză care nu e de interes personal doar și nu satisface doar niște interese personale, orice poate fi activism. Activismul acesta poate fi oriunde, de la faptul că raportați cazul de violență în familie, până la faptul că invitați vecinii să contribuiți împreună la amenajarea spațiului din jurul blocului sau cereți mai mult
transparență și mai mult răspundere de la administratorul de bloc sau de la asociația de locatari. Astea sunt pași mărunți. Noi vă invităm, dacă aveți sugestii, idei, vă invităm la Guguță. Dacă aveți idei de evenimente, dacă aveți idei de soluții, de la probleme economice, sociale, acolo e locul în care le putem discuta, pentru că suntem cumva împreună în aceeași barcă. Barca se cheamă Republica Moldova și încercăm să o ducem undeva, împreună suntem. Și în speță orașul Chișinău. Domnul Sprânceanu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea în emisiunea de astăzi. Planificasem una de dezbateri, una cu foarte multe DC-uri și răspunsuri la întrebări, dar a fost una cognitivă, cred că cu nimic mai puțin importantă decât o dezbatere. Vă mulțumesc mult pentru participare. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnilor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Indiferent de unde suntem, ce facem, cu ce ne ocupăm, trebuie să ne pese tuturor de casa în care locuim și astăzi această casă se numește Chișinău, Republica Moldova. Eu astăzi vă mulțumesc pentru atenție. Mâine seară vă aștept cu o nouă ediție. Zilnic să lucrăm pentru unire. Toate cele bune!